Bună, Marius! Bună. Iată că am ajuns la episoadele noastre favorite, poveștile, și tu pentru astăzi ai ales povestea Țugulea, fiul Uncheașului și al Mătușii. Abia aștept să văd despre ce este vorba, pentru că eu n-am citit această poveste până acum. Am auzit de ea, dar n-am citit-o. A fost odată un moș și o babă. Ei erau săraci, de n-aveau după ce bea apă. Când mălai aveau, n-aveau sare. Când aveau sare și mălai, n-aveau legume. Trăiau și ei așa de pe azi pe mâine. Ei aveau trei copii, trențăroși, nespălați, ca vai de ei. Cel mai mic se vedea a fi mai stes decât cei doi mai mari. Dar era o loc de amândouă picioarele. El se numea Țugulea. Ei se învecinau cu zmeoaica pământului. Această zmeoaică era așa de rea încât nimeni din vecinii ei n-avea pace de dânsa. Ea le călca moșiile și le făcea tot felul de neajunsuri. Observă La noi? chestia aici, zmeoaica Da. pământului. Da. Regina pământului. Pentru că Și ea e despre ea. feminină. Da, da, și este feminină. Da. Păi da, dar nu spune că e regină. E regină pentru că îi desprinde, că le făcea neajunsuri. În plan non-dual, da, asta e semnificația. În plan dual, este un lucru rău, dar lucru rău non-dual este bun. Deci regina Deci pământului. noi când vorbim acum, trebuie să vorbim în două părți. Da, păi să și explicăm, știi, ca să înțeleagă oamenii. Da. La nașterea lui Țugulea, când au venit ursitoarele, s-a întâmplat să fie pe acolo și zmeoaica pământului. Ea auzise cum îl ursise și din pismă, mai în urmă, îi lua vinele și de aia era el olog. Din acea pricină și fiind și săraci, Uncheșul cu mătușa și copiilor ajunseseră de râsul tuturor oamenilor din sat. De bietul Țugulea însă râdeau chiar și frații lui. După ce se măriră copiii, Țugulea zise într-o zi, măi să fie față de frații săi, mamă, am auzit că dumneata ai un frate bogat care locuiește în alt sat. De ce nu te duci la dânsul să ceri o mărțoagă de iapă pe care să ieșim și noi la vânat, că mi s-a urât clocind acasă pe vatră? Ia nu mai trâncăni și tu de acolo, Țugulea ologului, ziseră frații râzând. Mai bine mama noastră să se ducă la unchiul nostru și să ceară pentru noi doi cai, căci noi suntem vrednici să încălecăm și să descălecăm. Țugulea înghiți rușinea și plecă capul în jos și tăcu. Muma tot mumă. Se duse la fratesul și ceru doi cai pentru frații mai mari și o iapă pentru Țugulea. Deci ai văzut, el s-a smerit, nu a comentat la ceea ce i s-a adresat din partea fraților săi, n-a avut nicio reacție. Deci asta ce face? Deja l-am puternicit pe mai Da, departe. deja are putere. Da, i s-a dat. Într-o simplă Oricum. mișcare. Noi așa pierdem viață sau câștigăm. Da. Prin lucruri din astea minore. Da. Pentru că în momentul în care accepti, te ai încărcat cu energie subtilă. Când Da. te... Păi ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Acceptare. În momentul în care te potrivești la ce vine din față, la voința sa, pentru că vine de la Dumnezeu totul, atunci nu va fi bine. Uite, am pus astăzi, acum, o postare de care spuneam ție, care se numește așa, Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor, numai voia Lui se face în toate, nimeni din lumea aceasta nu poate fi acuzat de nimic, nimeni în afară de Dumnezeu. Deci, aici am vrut să arăt, de fapt, am citit un articol. Și am vrut să arăt prin acest articol că el pătrunde totul și nu poate fi o cauză în dual, par lucrurile că se împart în bine și rău. Dar în non-dual, chiar și alegerea căii acestea materialiste este bună, pentru că te duce într-o suferință mai mare și te desprinde. Deci oricum ești desprins, te poți desprinde benevol singur, înainte de a suferi, sau te poți duce spre materie și vei fi desprins cu forța.
Benevol te duci doar dacă ești conștient Dacă ești și conștient și conectat înțelegi te cu lucru, dar divinitatea. cu majoritatea nu înțelege din cauza asta. Se Are și întâmplă. traseul acesta cu iadul întâi al lui Ilie Ciorân. Că acolo sunt amplificate, adică toate luptele noastre de aici sunt amplificate. Da, am văzut când citim și Uite, când ne. am pus pe canal un interviu cu Bogdan, Da. care el a avut un vis și s-a dus în lumea lui Ilie Ciorân. Că chiar asta ziceam, măi Bogdane, tu tot timpul numai acolo te duci. În lumea lui Ilie Ciorân. S-a dus acolo și a întâlnit prima dată. Deci toate lucrurile care au fost esențiale pentru el în viața lui, pe alea le-a întâlnit. A întâlnit un călugăr, a întâlnit o femeie și un câine care mai mult era un fel de monstru negru, foarte urât, deci diavolul. Deci s-a întâlnit cu un călugăr, cu o femeie și cu diavolul. Cam poveste. Și diavolul acela a tras de el în sfârșit. Deci erau fricile lui acolo, da? Toate fricile lui, toate lucrurile pe care le punea el pe primul plan, uite că s-au înfățișat. Asta este lumea lui Ilie Ciorân. Asta este. Ne întâlnim cu ea pentru că am construit-o. Vreau să te întreb că acum, dacă tot ai pomenit de vise, azi noapte m-am trezit din somn și a fost pentru prima oară când mi s-a întâmplat așa ceva. Cred că cred că mi-am surprins sufletul, ieșit din corp și jumătate din corpul meu era inert, adică în sensul că puteam să-mi iau mâna și să fac ce vreau cu ea, nu mai simțeam, era ca o cârpă, o roteam, o puneam pe mine, corpul meu moale ca o cârpă, nu mai simțeam oasele în el, ziceai că nu am oase în mână, deci m-aș fi speriat, mă ciupeam să văd dacă e acolo, deci ziceai că sunt de plastelină, puteam să fac tot ce vreau cu partea mea dreaptă. Și nu am mai experimentat așa ceva și după aia, după vreo 10 minute, a început așa să survină o stare ca de amorțeală și parcă simțeam cum se integrează în corp. Începea prin vârful degetelor, de la mâini, de la picioare, de la... Da, a fost foarte, foarte interesant. Deci noi în timpul somnului, în timp ce visăm, ieșim din corp, mai ales, nu? Călătorim. Da, Și înseamnă... funcție de preocupările din timpul zilei. Și cele din viață, dominantele din viață. Și înseamnă că m-am trezit brusc și nu eram intrat în corp, nu? De asta, în totalitate, de asta am avut senzațiile astea. Și Da. m-am și speriat, zic, Doamne, cum pot eu să-mi fac mâna așa? Cum pot eu să... Nu mai, parcă nu mai aveam viață, nu mai era, știi? Și de obicei e rigidă, da? De la oase, de o flexam ca pe o plastelină. A fost foarte interesant. Bun. Mergem mai departe. Frate, îi dă-te bucuros mai de seamă, de milă pentru Tugulea ca să poată umbla și el. Nu mai putură de bucurie frații când li se aduseră de către mânsa cai. Tugulea nu mai putea și mângâia pentru că era oloc și nu știa cum să facă să se îndrăvenească. După câteva zile, Tugulea zise că ar dori să meargă și el cu frații săi la vânătoare. Râseră frații de el. Apoi, dacă se rugă și mama sa de ei, îl luară și pe dânsul. Se gătiră și plecară. În pădure se mirară frații cum face Țugulea de nimerește așa de bine vânatul pe care numai el îl ochea. Nici o săgeată nu se ducea în vânt degeaba, toate intrau în carne. 3 zile și 3 nopți zăbovire la vânătoare. În a treia noapte, Țugulea visă un vis ce-i plăcu. Iată că vorbisem de vise și se întâmplă și aici. Apropo de ceea ce ziceam noi, că faptul că s-a smerit, că nu a comentat, că accepta că frații lui îl bajocureau și râdeau de el și nu numai frații lui, și tot satul, l-a împuternicit și iată la vânătoare, deși el oolog, toate săgețile pe care le trimitea vâna, adică nu era niciuna ratată spre deosebire de frații săi. Bun. A avut un vis ce-i plăcut. Se făcea că el era într-o grădină frumoasă, frumoasă ca un rai. El ședea acolo într-un colț, trist și mâhnit că nu putea umbla, să se bucure și el de frumusețea acelei grădini. Păsările cântau se spărgeau, frunzele de pomi fâșnuiau de adierea vântului și florile răspundeau cu miros de tembătau.
Se uita cu jin la toate astea, căci nu putea să se desfăteze și el. Atunci, ridicând ochii în sus, se rugă la Dumnezeu să-i dea viață mai bine decât să trăiască în să ia viața mai bine decât să trăiască în această ticăloșie. Pe când se făcea că se roagă, deodată îi se arătă dinainte o zână așa de frumoasă și de blândă, cum nu mai văzuse el în viața lui așa ființă. Și se făcea că îl întrebă zicându-i: De ce te căiești, băiețele, și te amărăști? Cum nu m-aș căi și nu m-aș amără zâna frumuseților? Se face că zise el: Iată, sunt olog și din această pricină am ajuns de bajocura tuturor băieților din sat. Lasă, dragul meu, nu mai plânge că ei nu știu ce fac. Se face că, mai zise zâna mai departe, tu ai să te tămăduiești și ai să ajungi împărat. Nu trebuie mie împărăție, eu aș fi bucuros numai să pot umbla, dar nu o să se poată, căci uite, parcă n-am bine în picioare. Ba, o să se poată, se face că vorbi dânsa apăsat către dânsul. Tu ai avut bine, dar ție ți l-a luat smeoaica pământului când erai mic. Ține chimirașul ăsta, când vei fi încins cu el, ce vei face, te-i face, dacă te-ai dat de 3 ori peste cap, silește-te de-ți ia vinele de la zmeoaică. Luă chimirașul, dar când ridică ochii și voi să întrebe pe cine era ea, de are atâta milă la dânsul, ia zâna de unde nu-i, parcă intrase în pământ, iar el odată se deșteptă și se pomeni cu chimirașul în mână. Deci, iată că această smerenie a lui și blândețe și bunătate îi aduce daruri divine, miracole care îl ajută. Întotdeauna, Da. întotdeauna. Exact ca la noi. Când suntem în iubire și în slujire, apare și Și miracolul. te duce, Deci, faci spațiul ăla gol și unde vine divinul și el e miracol. Deci oamenii, dacă ar ști, s-ar vindeca de orice boală. trebuie să subliniem că acest lucru nu este doar în povești, ci poveștile ne relevă, de fapt, realitatea pe care noi o putem crea. Sigur. Da. Totul se bazează în povește pe smerenie. Da. Deci este principala calitate care este scoasă în evidență. E puterea puterilor. Frumusețea frumuseților. Ce frumos. Da. Se întinse tugulea cu el, se dete de 3 ori peste cap, gândind să se facă o pasăre, și îndată se și făcu. Se dete iară de 3 ori peste cap și se făcu umbla loc. Cât pe aici să se piardă de bucurie, dar se stăpâni. O Iată. clipă. Deci e foarte important asta. Da. Asta arată că prin ceea ce gândești, aceea devii. Da. Și iată, aceea era cât pe aici să se piardă în bucurie, dar se stăpâni. Aici e vorba despre grația care ți se dă Să și nu o dacă duci tu... până la capăt, da. Exact. Să o păstrezi cu smerenie ca să poți să o păstrezi, Pentru da? că Deci... lumea este secundară și nu trebuie să te bucuri maxim de ea. Că Da. după aceea îți ia bucuria. Da. Deci să știi, Marius, că am învățat și eu să mă bucur cu smerenie și la început mă gândeam că ceva e în neregulă cu mine, că nu mai știu să mă bucur, că eu eram foarte entuziasmată, exaltată de situații de viață care mi se întâmplau. Și după la un moment dat m-am trezit că bucuria mea este de o altă natură și m-am gândit dacă e vreo problemă cu mine, dar de fapt asta este normalitatea, să te bucuri cu bun simț, să zic așa, cu înțelepciune. De fapt, Dumnezeu este nu lumea. Adică nu totul pentru ea, nu absolut totul pentru ea. Trebuie o distanță făcută continuu, pentru că dacă nu avem distanță, ce n-are unde să vină miracolul. Deci ești puternic nu datorită calităților tale și puterilor tale, ești puternic datorită renunțării la intervenție în materie. Adică să faci, să te retragi. Deci puternic este cel care este smerit, ca țugulea. Era un loc, dar era smerit și smerinia asta îi rezolvă toate problemele. Și iarăși se mai poate arăta adevărata putere divină și, de exemplu, de un om care deține puterea pe pământ prin materie și nu o manifestă față de ceilalți și e smerit și acolo. Știi că ai putea să ai totul la picioare, cum sunt cei care și Exact, ai stăpânesc. putea să ai totul la picioare, adică smerenia este de fapt prezența lui Dumnezeu. Da. Ești cel mai puternic atunci. Deci când nu vrei ceva mai bun, de aia el s-a smerit atunci, a tăcut. Da. Că n-avea rost să, n-are rost să te lupți, să te aperi.
Cel mai important lucru în viață este să nu vrei viața. Pentru că dacă vrei viața, începi să mor, pentru că îl dai afară pe Dumnezeu. Înseamnă eu pe primul plan. Ce zice Domnul Iisus? Cine va căuta viața, o va pierde. Cine o va lăsa pentru mine, o va câștiga. Într-o singură propoziție, a cuprins totul. Da. Și ce sens are să convingi tu pe ceilalți din jurul tău, dacă ei se întorc și nu văd divinitatea în tine și te văd ca pe un olog și te judec? Ce sens are să-i convingi? Nu? Păi sunt divinul, nu poate fi Da. convins nimic. Da. Și Exact. nimeni. Deci chiar dacă divinul vine în fața ta sub forma unui nepriceput, unui om neînțelegător, unui om necredincios, este el care vine cu ceva din tine ca să vindece ceva în noi. Da. Deci nu oamenii sunt de vină, ci ei sunt vindecători. Toți oamenii sunt medici ai cerului. Ei nu știu asta. Ei primesc niște porunci de sus. Noi, deci efectiv noi. De-aia am eu o propoziție care este foarte bună. Ești sigur că nu vei cădea la un moment dat? Adică spune un văl pe față, cum am văzut eu la terenul vieții, când a venit vântul ăla și a tăiat lui ăla mintea. Deci el avea toată încrederea că nu o să cadă în gropile acelea care apărau aleatorii. Adică era foarte atent. Și ce dacă? Dacă Dumnezeu vine și îți taie mintea, ai căzut. Deci nu Da. poți să fii niciodată sigur pe tine, niciodată. Pentru că nu funcționezi absolut din voie proprie. Uneori acționează Dumnezeu prin tine și nu știi ce face celuilalt. Mă gândeam că noi când venim așa, că am numit acest pământ, Pământul Oglinzilor, l-am numit ieri, ar trebui să nu avem certificate de naștere, ci certificate de medici divini, că suntem Da, medici divini da. unii pentru ceilalți. Și ar fi o soluție. Spre exemplu, cine este trântit în groapă? Cel care are un orgoliu. Deci orgoliu te trântește în groapă. Dacă nu ai orgoliu acela, nu este nevoie să fii atent să nu cazi într-o groapă și nu e nevoie să vină un vânt să taie mintea și să te arunci acolo. Dar nici asta nu este sigur. Absolut sigur. Pentru că să zicem că ești un om cum trebuie, e smerit tot timpul și atunci se poate întâmpla o situație în care să fii folosit împotriva altuia ca să dai o lecție. Nu tu, Dumnezeu. Deci nu există nicio siguranță niciunde. Așa cum nu este nicio siguranță că maiștrii aceștia din zona orientală, majoritatea au murit de cancer. Dar și în zona noastră creștină tot aceeași problemă. Sau de boli grave. De ce vine? Vine din absolutizare. Nu se poate absolutiza nici nu în dualitatea. Da, îmi dai voie să spun ce se scrie despre ei, ca să clarificăm că, uite, e un subiect foarte bun. Se scrie despre ei că ei au murit de cancer și de boli din acestea foarte grele, că ei au preluat în karma umanității. Nu, e din orgoliu, că orgoliul de spiritualitate e groaznic. Eu am întâlnit pe domnul Aurel Simionescu care a murit din cauza asta, dintr-un orgoliu de spiritualitate, că se întreba, de ce, Doamne, eu mergând duminică de duminică la biserică, totuși am pățit chestia aceasta? M-a întrebat cu o zi înainte de a muri și nu am putut să dau niciun răspuns. Deci avea un orgoliu din spiritualitate încât se credea că el deține adevărul. Sau că numai dacă te duci la biserică și respecti ritualul respectiv, tu te înduhovnicești. Nu e așa. Deci, și ce se întâmplă? Omul când se duce, spre exemplu, ei s-au dus spre non-dualitate și au absolutizat. Când au absolutizat, au trebuit să moară. Pentru că nu era un exemplu bun pentru toată lumea. Care este situația adevărată? Într-adevăr, faci un efort să intri prin smerenie, nu prin restrângere de sine, prin dorire, nu știu ce, să obții aceste calități divine, prezența lui Dumnezeu. Și intri în non-dualitate. Chiar dacă intri în non-dualitate, acolo e o problemă să rămâi, pentru că în momentul exact problema lui Vasile. Vasile a intrat în acest model de nu știe cum să iasă. În momentul în care s-a înfrânat, nu, s-a îndepărtat de materie, materia vine spre tine și ți-o Da. oferă. Ți-o oferă. Și toate fericirile lumii pe care tu le-ai respins vin spre tine. Și ce faci? Da. Și noi râdeam de Vasile că, Vasile, ce ai făcut tu? Tu, dacă te-ai înfrânat, tu, de fapt, ai dorit femeile. Și Da. eu, vai de mine, cum să fac eu așa ceva? Nu? Ai văzut cum Da. sărea el? Pentru că tu Cum? ai știut mecanismul, Vasile.
Adică înfrânându-te știai că vor veni femei la tine și tu asta ai vrut, Vasile. Vai ce s-a chinuit. Nu l-am înțeles nimic. Da, Deci în mi-a momentul în prins. care te desprinzi de materie, să nu crezi că scapi. Vine materia spre tine și îți oferă toate visele, ți le împlinește automat, așa. Bun. Deci la Vasile, cum am zis noi, în lumea lui Ciolă va avea harem, care va veni Da, spre da, el. da. Râdeam de el. Dar în momentul în care tu te desprinzi de materie puternic și materia vine spre tine, da? Și dacă totuși reușești să rămâi acolo desprins, absolutizezi non-dualitatea. Și în tot ceea ce spui tu, mereu vorbești despre un tărâm ideal, nu? Absolut, în care oamenii vor fi fericiți și așa mai departe. Dacă ajungi în zona respectivă, pe de adevăratele, și reușești să rămâi acolo fără să te atașezi de valorile materiale, așa de fericire la aceste lumi, va veni un moment în care te vei simți prea plin și vei vrea mișcare, vei vrea exact situația lui Dumnezeu. Când a atins un nivel maxim de nemișcare, a vrut mișcare. Deci vei simți nevoia să te duci în dualitate. O nevoie nebună. Vreau să spun că îngerii din lumea de dincolo abia așteaptă să vină pe pământ, să vină în situațiile astea dificile, în greutățile astea ale vieții, să se confrunte cu ele, pentru că așa pot să se îndumnezească, adică poți să te înalți. Dar este de să înțelegem că este un balans. Fiind în dualitate, vei vrea non-dualitatea, dar când vei ajunge în non-dualitate și vei fi plin de ea, vei vrea dualitatea. Deci, absolutul nu e în nicio poziție. Absolutul este balansul. Deci, nivelul ultim la care poate să atingă, pe care poate fi atins în universul acesta, este când aici, când dincolo, când aici, când dincolo. Mă bucur că ai explicat asta, Marius, pentru că mi-aduce și mie foarte multă claritate de ce Și spui. relaxare, da. Da, Da. și acceptare, Nu mai știi? poți să fii supărat pe nimeni, da. Da. Deci trebuie să ne păzim de o gândire din asta extremă, absolută. Nu, Pentru este că și așa și așa. s-a întâmplat, de exemplu, să merg poate 2-3 ani de zile pe o linie așa dreaptă și dintr-o dată m-am trezit iar vechea Gabriela de acum câțiva ani și nu știam ce se întâmplă cu mine. De ce îmi doresc să fac toate lucrurile alea? De ce simt să le fac? Că parcă le cerea ceva din mine, le cerea să le fac. De ce are sens ce Deci, spun eu? dualitatea nu este de respins. Din contră, în momentul în care vrei să respingi dualitatea, ai nevoie de dualitate. Păi Și da, de ce aia se vine spre ea. cere? Te cheamă, te Te cheamă, cheamă. da. Și am observat Deci, a asta. greșit, Vasile greșea. Deci, nu e de respins. A venit dualitatea spre tine ca să te vindece de absolutism. Asta era tema lui, absolutismul. Dar nu știa. El absolutiza biserica, diavolul, că trebuie să te ferești de lumea aceasta Și de și ca să ajungi femeie. în rai, că el vrea să ajungă în rai. Păi acum s-a înscris cu Constantin și am vrut să-l întreb, Vasile, ai zis să vii cu o doamnă, te înscriu cu o doamnă sau cu mai multe? Cum facem? Da. Poate până începe tabăra, cine știe, nu? Poate acceptă și doamnele în viața sa. Bun, mergem mai departe. Țugulea încinse chimirul de piele ca să nu vadă nimeni și se feri de a spune fraților săi. O sămite zâna aceea era ursitoarea lui cea bună. După ce se făcu ziua, se întoarseră cu frații lui la bordeilul său și aduseră mulțime de vânat. Peste câteva zile plecară iară, dar caii la pășune, frații cei mai mari, ziseră lui Țugulea să păzească ei caii, căci dânsii sunt obosiți. Și cum se culcară și adormiră. Țugulea priponi caii, apoi dându-se de 3 ori peste cap, se făcu albină și plecă înspre miază noapte, pentru că acolo ședea smeoaica pământului. După ce ajunse acolo, zbârn în sus, zbârn în jos, intră în casa smeoaicei și asculta ce vorbea cu zmeii ginerii săi și cu smeoaicele fetele sale. Între altele, auzi zicând smeoaica bătrână, ia vedeți, fetelor, mai șad vinele acelea lui Țugulea în cutia pe care le-am așezat eu de după sobă? Mai șad, răspunse smeoaica cea mică, azi le-am văzut numai departe.
Ia că voi o să vă duceți la casele voastre, zise bătrâna cea zbârcită. Să știți, să vă temeți de țugulea ăsta cu risipitul, că și mie mi s-a făcut frică de dânsul. Măcar bine că i-am luat vinele. Tot de la dânsele mai auzi țugulea că peste câteva zile are să facă nunta zmeoaicei celei mici. Și pentru veseliile de nuntă, treburile le trebuie vânați, grimțuroaica scofâlcită, atunci împărți pe fiecare din ginerii săi pe unde să vâneze. Îi fu destul pentru asta dată că auzise și atât. Când se întoarse la frații săi, începu a intra albă în sat. Sculați fraților, le zise el, că iată, intră alba în sat. De ce ne-ai lăsat să dormim atât de mult, îi ziseră frații Don Jenăingul. El tăcu din gură. Se sculară și ei și plecară după vânat, apoi se întoarseră acasă. Tugulea acum se culcă afară în toate nopțile și tot plănuia cum să facă să-și ia vinele înapoi. El se ducea mereu pe la zmeoaică, fără să știe ceva și pândea vremea cu prilej când se ivie bine lui să-și ia vinele. Într-o seară se făcu o muscă și intră în coș în cămara unde era cutia cu vinele, pe când zmeoaica nu era acasă. Aici, dacă intră, se făcu om. Luă vinele din cutie și le puse la picioarele lui. Cum le puse, se și lipi, parcă fuseră acolo de când lumea. Se făcu iar muscă și plecă acasă. A doua zi, noaptea, trebuia să meargă zmeii la vânat pentru nuntă. Țugulea se duse mai întâi în calea zmeului cel mare. Când se apropie de el, calul zmeului începu a scornăi, dar zmeul îi zise: Da, cal de paraleu, că doar nu va fi adus cioara oșciorul și vântul peștișorului Țugulea pe aici, căci vinele lui sunt la soacră mea după sobă. De unde știi tu așa bine, zise Țugulea, dă-te jos să ne vedem și să ne luptăm. Zmeul, cum îl văzu, îngheță sângele în trânsul. Se apucară la luptă în buzdugane, dar Țugulea acum aduse buzduganul său și lovi pe zmeu. Îi luă mirul, apoi îi tăie capul, îi luă calul și armele și plecă înaintea zmeului cel mijlociu. O clipă. Da. Deci, puterea cea mare este la ceea ce este slab, nu? Da. Desconsiderat de toată lumea și smerit, e puterea cea mai mare. Și zmeilor, să zicem, diavolului, este frică de omul smerit. Da. De soluția ca să scap de diavol este smerenia. Iar smerenia se obține prin desprindere de materie. Deci soluția ca să fii fericit în viață este desprinderea de materie. Fiind desprins, nu mai poate să vină nimic din lumea aceasta care să te constrângă, pentru că este Dumnezeu cu tine și El este apărarea cea mai mare posibilă. Deci omul în viață nu fericirile lumii trebuie să le caute, ci să fugă cât se poate de ele, să se îndepărteze continuu de ele, pentru că acesta e divinul, nu lumea. Deci, în măsura în care el se îndepărtează de materie, divinul înaintează. Deci, din cauza asta, omul nu se întâlnește cu Dumnezeu. El se duce la biserică, dar nu se îndepărtează de materie. Și dacă nu se îndepărtează de materie, n-ai cum să vină Dumnezeu la el. Este fără Dumnezeu. Da. Asemenea, ai făcut și zmeului mijlociu, apoi plecă înaintea zmeului cel mic. După ce se întâlni cu zmeul cel mic, se luă la luptă și cu dânsul. Se bătură întâi în buzdugane, buzduganele se sformară. Se luptară cu sulițele, acestea se rupseră. Se apucară apoi în săbii și a zmeului se frânse. După aceea se luară la luptă dreaptă, se luptară ce se luptară și înfrângând pe zmeu îi tăie capul. Îi luă și lui armele, calul și plecă acasă cu dânsele. Opuim încă o dată. Deci câștigă întotdeauna cel care este smerit și înfrânt cu inima. Pentru că mâna lui este mișcată de Dumnezeu. Deci ai toată încrederea că îl vei învinge pe zmeul zmeilor. Deci, Indiferent cât de puternic este, nu contează. Bagiocura statului, care era Țugulea Ologu, iată că a învins 3 zmei și a păcălit. Bajocura satului, suguleologul. Păi da, așa era, nu așa era? Când Așa a este, văzut că da. toți râdeau de el și Și mai vreau să doar spun, apropo de nudalitate, ceva, ea este folosită doar ca un instrument, în momentul în care, e ca o sabie a lui Zamolse,
E o ultimă armă pe care o folosești ca să poți să oprești judecata, critica, suferința, supărarea, furia, mânia, ura. În momentul în care te-a prins ura și nu ai uitat că tu ești o ființă divină, atunci scoți sabia non-dualității și îți reprezinți că Dumnezeu e în toate situațiile și nu mai cu cine să lupți. Și atunci când ai cedat, ai intrat în divinitate. Asta o folosești, deci nu e, nu toată ziua o folosești. Că omul care o folosește toată ziua, atunci ajunge la o formă de mândrie și se Exact. trezește mândrie din spiritualitate. Că Ce uite, frumos. erau acele conferințe ținute de maeștri ăștia indieni care erau ținute prin Statele Unite și când vorbeau ei, află cine ești tu, chestii, aveau o formă de mândrie intolerabilă. Da? Râdeau așa sarcastic, uite că e așa de simplu și tu ești prost. Nu e adevărat, trebuie să-l acționezi și pe postă, că e de fapt divinul acolo. Că el are Deci parcursul călătoriei sale, ei pasiunile nu ajunseseră propriu. niciunde, de fapt, era doar o Da. mândrie. Da. În momentul în care înțelegi că din față vine divinul și sub forma păcătosului, netrebnicului, neterminatului, sau mai știu cum, sau ațiugulea ologul, da? Blestemul, sau cum ai zis tu? Bajocura Bajocura satului. Da. Atunci nu mai poți să fii afectat de nimica. Nu mai poți să... Dispare supărarea, furia, ura. Dispare totul. Lupta, nu mai ai cu cine să te lupți. Dispare și poveștile acestea cu lupta. Ele sunt adevărate în dualitate, dar vezi o chestie. În momentul în care te desprinzi de materie, de fapt, te duci în non-dualitate. Dar nu poate fi făcută absolută. Da. Că o pățim din nou într-o formă mult mai dură. Exact. Deci, domnul profesor Simionescu a făcut leucemie. Am fost la el la spital și curgea sângele pic, pic, pic din nas. Și nu exista o soluție. Ei ziceau că numai are B12. Că el a ținut o viață întreagă un regim din acesta vegetarian. Iată extremele din nou. Extrema, dar parcă l-a lovit fără B12. Și absolutizarea, da. Mergem mai departe. Când se crăpă de ziua, ajunse și el legă cai și puse bine armele zmeilor, apoi sculă pe frații săi să meargă la vânat. Când văzură frații cai, se minunară, îl întrebară, dar el nu voia să le spuie nimic, zicând că nu știe. Încălecară frații pe cai zmeilor și porniră. Țugulea însă încălecă pe calul zmeului cel mic, căci era mai vânjos. Smeoaica, văzând că întârzie ginerii, zise fiicelor sale: "Ăsta nu este lucrul culat. Ia vedeți, vinele lui Țugulea sunt ele unde le-am pus." Deci iată că oarecum ea știa de puterea lui, știa dinainte, probabil de-aia și luase vinele, știa destinul, știa puterile dinainte. Și ea, vezi, toată viața ei avusese această frică. Era smerit. De ce Da. mai puternic e omul smerit? Da. Adică desprins, mai bine spus. Dezinteresat, aiurit. Da. Ba bine că nu, răspunseră fetele după ce căutară. Bărbații voștri trebuie să fie răpuși. Țugule a făcut pozna. Duceți-vă în pădure pe unde are a trece el și faceți precum v-am zis. Țugulea, trecând cu frații săi prin pădure, văzu o vie cu struguri. El simți că asta nu poate fi a lucru curat, că de nu mai văzuse el astă vie în pădure până acum. Fratesul cel mare vrut să ia un strugure, însă Țugulea l-a oprit. Apoi descălecă, scoase paloșul și începu a tăia la vițe. Deodată începu a curge din vițele tăiate niște sânge negru ca păcura. Frații se mirară de acestea. Deci iată, vezi cum îți vine materia să te îmbie, să o guști ca provocare. Apoi, încălecând ei, porniră, meseră ce meseră și dederă peste o livadă cu prun. Țugulea nu lăsă pe fratele cel mijlociu să ia prunele, ci făcu ca și la vie. Și din prunii tăiați curse iară sânge. După O ce clipă sânge... aici, Da. apropo de struguri. Deci el, având o viață din asta de desprinsă de materie, a ajuns să fie cu Dumnezeu de mână. Adică a ajuns să fie împreună cu Dumnezeu. Deci puterea puterilor. Dar
au început să vină încercările din viață care se ofere lucruri plăcute. Da. Deci încercările astea din viață vin ca să verifice. Testare. Deci vin de la divin. Chiar dacă vine un om în față care îți oferă ceva și ți se întâmplă reușită în viață, ele vin tot de la divin. Da. Și ca să te încerce, ca să te prindă. Deci, ca să poți să meriți, să zic, raiul, trebuie să fii total, absolut desprins. Asta este o soluție. Și partea asta cu mâncarea este o parte foarte delicată. Pentru că, spre exemplu, nu de diete ai nevoie sau ca să ai o viață sănătoasă și fericită, ci ai nevoie de împuținare, de să mănânci puțin. Aici este o problemă. Spre exemplu, dacă mănânci o ciorbă pe zi, o ciorbă înseamnă până în 600 de calorii, gustoasă, legumele care crezi că îți plac ție cel mai mult, cât mai gustoasă. E o problemă pentru creier, pentru că noi funcționând numai ca și creier, adică ca și minte, tot timpul, el are sentimentul, când nu mai dai mâncare, e sentimentul că pierde viață, deci că mori. Și din cauza asta el rezistă și luptă împotriva lipsei mâncării. Dacă îi dai să mănânce o ciorbă pe zi, atunci, gustoasă, el nu se mai fie speriat că pierde materia, dar în același timp ajută organismul nedându-i mai multe calorii și trebuie mai mult să le ardă pe cele care le are. Făcând asta o lună de zile, te obișnuiești. Așa, dimensiunea stomacului se micșorează și intri în normalitate. Deci asta este metoda cea mai bună de însănătoșire din toate situațiile de viață, dar însănătoșire și a vieții în ansamblu, pentru că viața depinde de atitudinea pe care o ai față de materie. Deci de modelul de viață. Dacă modelul de viață este de împuținare continuă, atunci primești, adică te desprinzi de materie și atunci primești viață, ani la viață. Fericire, tot ce vrei tu și copiii tăi. Deci, uite, iată, de la o simplă operație făcută pe corp, adică împuținare la mâncare, post, să zic. Nu știu cum să zic, post cu ciorbă. Se poate influența total soarta, viața, viitorul tău și al copilului tău la simpla această mișcare. Deci, el a întâmpinat acolo cu strugurii, care era o încercare să vadă dacă rămâne pe cale. Pentru că atunci când ai succese din acestea în lumea cauzală, în lumea materială a efectelor, atunci omul are tendința să o ia de la capăt, să uite de puterile lui și să cadă. Cade foarte ușor. Da, asta e natura. Natura eului uman, nu a divinului. Da. Încercările astea au continuat pentru faptul că el și-a luat venele, a început Da. să fie funcțional și apare un atașament din nou de materie și trebuie să vină ceva care să-l desprindă. Testări divine. Da, și apoi a ajuns în livada cu prune și apoi după ce mese dete peste o fântână. El știa că prin acea pădure nu era nici urmă de fântână. Nu lăsă pe frații săi să bea apa, ci luând sulița, înțepă fundul fântânii de mai multe ori și deodată începu a gâlgâi un sânge mohorât și curea duhoare. Gâlgâia ca dintr-o vacă. Acestea erau fetele zmeoaicelor, care vreau să o trăvească pe Tugulea, feciorul moșului și al mătușii. Ia uitați-vă, fraților, de vedeți ce este, că nu știu ce mă dogorește. Ce să fie, răspunseră frații uitându-se? Iată un norișor roșu vine după noi ca vântul. Aia este zmeoaica bătrână, mai zise el, vine după mine. Voi împrăștiați-vă care încotro și vă duceți acasă, ca să nu vă aflați în calea ei, căci vă face mici fărâm. După ce se despărțiră, Țugulea intră într-o peșteră să se adăpostească până trece zmeoaica. Urgisit de zmeoaică, unde venea, mărea, venea turbată de mânie, trecu ca fulgerul pe lângă peșteră
și apucă înainte că nu vedea cu ochii de cătrină ce, de cătrănită ce era. Țugulea, îndată ieși din peșteră, încălecă și pe isti drumul. O luă la sănătoasa înapoi spre Găsărit și merse și merse până ajunse la curtea unui împărat care de 20 de ani lucra un zid foarte înalt ce cădea înspre partea moșiei Smeoaicei. Nici el, vezi, nu avea pace cu dânsa și tocmai atunci îl isprăvise. Când ajunse acolo, Țugulea spuse împăratului că omorâse pe ginerii și pe fetele Smeoaicei. Apoi îi zise că să dea poruncă grabnică la toți fierarii ca să-i facă îndată o măciucă de fier mare cu care să omoare pe Zmeoaica bătrână. Clipă. Da. Vasile. Vasile, vin Smeoaicele la el. Da? El își face zidul. Își face zidul. Da, am avut noi povestea aceea că trebuie să dai jos zidurile. Ieri am Și avut de la nu frumusețe mai vin firea și să zmeii. faci pod. Și nu mai vin zmeii. Da, exact. Păi o să-i facem pod lui Vasile când vine în tabără. Deci, înfruntând aceste încercări, când au vrut să-l omoare și pe el și pe frații lui nu se otrăvească, el de ce a înțeles aceste lucruri? Pentru că era smerit, era desprins de mate, deci era Dumnezeu cu el. Deci Văzut, este da. singura apărare și nu a lumii nou, e singura apărare ca să poți să supraviețuiești pentru că vei fi inspirat. Dacă Dumnezeu e cu tine. Și nu trebuie mult decât să te autolimitezi, să te restrângi în toate Încep să vezi. și începi să vezi. Da. Altfel nu vezi. Din orb devii văzător de divin. Dacă Da. te... E simplu. Da. Dacă nu citești poveștile, nu știi. Da, uite ce bucurie că le aflăm taina. Împăratul primi bucuros să facă Țugulea orice știe el numai să se scape de blestemata de smeoaică. Țugulea puse de făcut o gaură în mijlocul zidului cetății, apoi porunci și se aduse o grămadă de bucăți de lemne, cărora le dete foc chiar în mijlocul cetății. În acel foc puse o măciucă de fier ca să arză să se facă roșie. Smeoaica, după ce alergă într-o parte și în alta și nu-l găsi pe Țugulea, mirosia că trebuie să fie la împăratul cel cu zidul mare. Se întoarse și să te ții pârleo. Într-un suflet ajunse, căzând lângă zid de osteneală și amărăciune. Apoi se sculă, ia uite, foarte interesant și aici, căzu ostenită de osteneală și amărăciune. Adică, iată că și diavolul suferă de amărăciune, nu? Că suferă, nu? Păi e amărât, da. Da, e amărăciune. Exact cum l-am caracterizat, e amărât. Exact. Are un fel de suferință din asta, cu milă. Nu cu milă. Are nevoie de să avem milă de el. Eu am citit într-una din cărți Pășind între lumea lui Greg Braden, când i s-a arătat Lucifer și i s-a arătat într-un foc ca un bătrân așa amărât și descrie acolo că el de fapt nu vrea decât iubire, să fie iubit și îmbrățișat și acceptat. Știi? Și m-a impresionat atât de tare că am plâns atunci. A zis, uite-mă ce părere aveam eu despre diavol și uite de fapt ce vrea diavolul. Nu vrea numai iubire, să fie iubit. Da, dar problema este că noi deconstruim iadul de aici. Da. Adică ura noastră, furia, supărarea, nemulțumirile, toate astea sunt focul iadului. Și lăsarea de sine, când te lași înfrânt, bătut, călcat în picioare, scuipat de toată lumea și nu reacționezi, acela Da. este raiul. Dar construiești de aici. Deci, prin întâmplările vieții, tu alegi ori raiul, ori iadul. Fiecare din noi facem asta. Și apoi se adună raiurile și iadurile. Și la sfârșitul vieții, dacă cantitatea de iad, adică de luptă pentru binele propriu și mai departe, este mai mare decât cantitatea de cedare a binelui propriu, atunci omul se duce, sufletul se duce în iad. Și ăsta se transformă în combustie. Foc. Focul ce este? Supărarea, furia, ura, mânia, Exact așa simt. critica, Da, acuzația, da, judecata, da. vinirea, reproșul, toate acestea sunt foc. Focul Da, iad. știu că și eu când am experimentat, de câte ori am experimentat ură, neiertare, mânie, măi, mă ardea ceva pe interior, era o stare din aia, o energie din aia, chiar zice că este un foc în mine. Da, mânia aia te ia mințile. Și Da. încă ceva. Când vin situații de viață spre tine, ele vin
Ca să ai, deci la fiecare situație de viață ai două variante de ales, iadul sau raiul. Dar în Da. fiecare, deci vine ca să stabilim, hai să stabilim unde vrei tu să te duci. Da. Și vine o situație din asta de pierdere, de înșelare, de trădare, de minciună. Nu contează. Nu contează Da. situațiile concrete, ci rostul lor este să se stabilească ce faci. Lupți, te aperi sau Da. cedezi. Deci Și cedarea este raiul, lupta și apărarea este iadul. îți mai arată și un indicator unde ai ajuns cu linia Da, și să roșie știi de acolo. acum, dar știi că e o formă de disperare, cheamă, uit la oameni, o viață întreagă au luptat sau apărat pentru binele său și la sfârșitul vieții nu mai au altă șansă. Da. Adică nu mai poți să, că ai tot timpul, 10 de ani de zile și-au căutat binele, deci au ales iadul, n-a ales nimeni raiul. Raiul înseamnă împuținare. Deci raiul înseamnă mai puțin bine pentru tine. Omul a căutat mai mult bine pentru sine. Deci, de ce? Pentru că cea mai frumoasă până acum poveste a fost Ivan Turbincă. La Ivan Turbincă s-a dus Ivan acolo, o să mai reluăm o dată, de Da. dragul ei. Da. Chiar data viitoare reluăm Ivan Turbincă. Bine, bine. S-a dus la Dumnezeu și i-a zis, țigări sunt, nu sunt, femei sunt, nu sunt, petrecere, Băutură. lupta sunt, băutură este, nu este. S-a dus în iad, toate astea erau acolo. Deci tot ceea ce vrem noi din viața aceasta este iadul. Noi nu vrem Dumnezeu, că înseamnă restrângere, înseamnă lipsă de țigări, lipsă de băutură, lipsă de petrecere de femei. Deci asta este. Deci noi nu vrem raiul, nu vrem pentru că este dureros. Avem sentimentul că pierdem plăcerile vieții. Deci noi alegem întotdeauna iadul, plăcerea vieții. Plăcerile nu sunt rele în sine, dar când se depășește o anumită limită și Sunt noi o ca depășim tot niște zeri. timpul, Da. atunci știi când Da. îți dai seama că ai depășit-o când nu mai poți, fără Când plăcerea respectivă. deja ești dependent de ea. Ești dependent de ea, atunci gata. Și o dorești. T-a prins. Da. Apoi se sculăzme maica cum putu și vreau să sară peste zid. Sări însă în sec. Dacă văzu ea că este peste putința sări pe deasupra zidului, se urcă până la gaura ce-o făcuse sugulea și începu a sorbi, voind să înghiță totul ce era în cetate. Împăratul și oamenii din cetate se păreau a fi scriși pe perete. Atât îi înmărmurise frica. Sugulea nu-și pierdu cumpătul, ci cu măciuca roșie ca focul, ținând-o de coadă, merse la gaură. Când o sorbi odată zmeoaica, trase măciuca arsă tocmai în inimă. Odată răgni zmeoaica zicând, mai mâncat friptă țugulea și muri pe loc. Împăratul, boierii și locuitorii acelei împărății mulțumirea lui Dumnezeu, deci uite, mulțumirea lui Dumnezeu, deci țugulea era Dumnezeu, da? Că i-a scăpat de zmeoaică, de fetele și de ginerii ei, căci multe rele le mai făcea. Iar mântuitorii lor îi ziseră țugulea, viteazul și înțeleptul. De ceartă că de la Țugulea Ologu Bațiocura satului a ajuns Țugulea Viteazul și Înțeleptul. E numai acela viteaz care este batjocura tuturor. Da. După aceea, împăratul ridică pe Țugulea la mare cinste. Țugulea trăia acolo câtva timp ca în sânul mumesii, dar niște zaviștoi de boieri băgară în inima împăratului frica că Țugulea odată are să ia țara. Cum auzi unele ca acestea, împăratul se gândea ce meșteșug să facă ca să scape de el. În sfârșit ascultă povestele celui mai pismăreț din boierii cei bătrâni. Trimise și chemă pe Țugulea. El veni la dânsul. Țugulea, viteazul, zise împăratul, sfatul împărăției mele a găsit cu cale să te duci la împăratul strilor, împeți și să-i ceri fata pentru mine. Dacă sfatul împărăției a găsit cu cale, eu o să fiu gata să mă supun, răspunse el. Apoi, pe când hotărăți ziua plecării? Când ar fi după mine și mâine aș pleca. Îi gătiră cărțile ce îi trebuia să le ducă Țugulea, îi dăde bani și porni. După ce își lua ziua bună de la împărat și de la boieri, iar gloatele îl petrecură până afara din cetate și se uitară după dânsul până nu-l mai zăriră. O clipă, Da. că uităm despre zmei. Vreau Da. să zic că în momentul în care omul se închină patimii sau lumii exterioare, atracțiilor acestei și fericirilor acestei vieți, el de fapt se supune zmeul zmeilor.
Da, și se pune diavolului și îl servește pe diavol viața întreagă. Deci, spre exemplu, omul că are caută să-și ia o mașină mai frumoasă, o casă mai mare, mai mulți bani, el de fapt se supune diavolului care împărătește sau conduce această lume. Da. Țugula se duse mai întâi de a se întâlni cu frații lui. Le spuse și lor cum a omorât pe Smeoaica cea bătrână, apoi le făcu cunoscut și treaba cu care l-a însărcinat împăratul. Le dete și lor niște bani ca să-i ducă părinților, apoi se îmbrățișară și plecară. Iată, iarăși s-a scăzut, că a dat din banii lui, din ceea ce avea el, el a împărțit. Frații lui Țugulea începuseră a se uita la el ca în chiondărâși. Ei nu se puteau învoi cum de Țugulea să ajungă să le facă lor rușine. Ei, mai mari, să rămână pe jos, mai prejos decât el, ca niște boboleți. Ducându-se Țugulea în treaba lui, întâlni în calea sa pe un om care striga că moare de foame. Se apropie de dânsul să vadă ce fel de om este acesta. Când ce să vadă? Un om, ca toți oamenii, umbla după 7 pluguri ce ara și din gură nu mai tăcea. Ce voinic mai ești tu, omule, de mănânci brazda de 7 pluguri și tot strici că mor de foame?" îl întrebă Țugulea ca pe un prieten. Eu nu sunt voinic," răspunse flămândul, "ci voinic este Țugulea, feciorul moșului și al babei, care a omorât pe Smeoaică și pe fetele și pe ginerii ei. Apoi, dară să știi că eu sunt acesta," îi zise Țugulea. E, dacă ești tu, ia-mă și pe mine cu tine, că poate ce prinde bine la ceva." Îl luă și plecarea. După câteva zile de călătorie, dete peste un alt om în gura căruia curgea apa de la nou fântân și tot striga că moare de sete. Asta seamănă cu povestea cu Harapal, nu? Marius, aici. Îl întrebă pe acesta ca și pe flământ și dacă căpătă un răspuns care semăna cu al flământului, îl luă și pe acesta cu sine și plecă mai departe. Se duse, se duse și iară se mai duse, iar când fu să treacă niște munți, întâlni un alt om cu 2 pietre de moară de picioare legate, care sărea din munte în munte când fugea, iepurele pe spinare netezea și striga că n-are loc unde să fugă. Țugulea îl întrebă ca pe ceilalți, al omului răspunse tot ca ei. Îl luă și pe acesta și porni înainte cu Dumnezeu. În calea Deci, lor cu alte mai... cuvinte, foamea, setea și Da, libertatea. libertate, da. De că mai întâlni pe cineva. În calea lui întâlni un om cu o mustață albă și cu alta neagră. Îmbrăca cu nou cojoace și striga că moare de frig, deși era pe la înămies și soarele ardea ca în cuptor. Deci o mustață neagră și una albă, ce arată aici? Ce vorbeam noi e despre aspectele yin și yang, nu? Și Nu, asta. nu, nu. Asta, esența este că frigul, adică cel care. Da. Da, bine, aici, da, e gerilă, clar că e gerilă, cu Gerilă nouă sau, da. cojoace și așa, dar vreau să spun că arată și asta un sufra, știi, cu mustața albă și neagră, jumătate alb, jumătate negru, iată, eu sunt Dumnezeu, și în alb și în negru. Da, Bun. și asta. Da. Am ajuns să întâlnim conceptul ăsta și în poveste. E pentru prima oară când îl întâlnim sub forma asta. Mese ce mese și când fu pe la amurgit, îl întâlni un om care se uita în sus cu un arc în mână. Țugulea îl întrebă, dar ce faci acolo, omule? Ce să fac, răspunse el. Iată un țânțar a ajuns tocmai la vântul turbat și voiam să-l dobor de acolo cu săgeata mea. Voinic trebuie să mai fii, omule, zise Țugulea, dacă tu poți să vânezi un țânțar pe care noi nici nu-l vedem. Ce are a face? Voinic este Țugulea, fiul moșului și al babei care a omorât pe Smeoaica cu fetele sale și cu ginerii ei, zise omul. Eu sunt acela, răspunse Țugulea. Dacă tu ești, ia-mă și pe mine că poate ți-o prinde bine la ceva. După ce mai meseră, ce mai meseră, ajunseră în niște văi foarte frumoase de unde se întindeau niște munți împodobiți cu copaci și cu o verdeață care îți desfătau inima. Și acolo dete peste un alt om care nu știu ce tot bombănea el din gură și când amenința cu toiagul ce ținea în mână, pe dată se făcea cât 100 de păsărele. Apoi, dacă îl întrebă Țugulea cu ce viteji face el minunile acestea, el răspunse că Țugulea este viteaz care a făcut atâtea și atâtea voinicii.
Omul, aflând că vorbea cu țugulea, s-a luat și el după dânsul ca și ceilalți. Și merseră cu toții, merseră ca cuvântul din poveste, căci de aici înainte se gătește și pe unde ajungea, întreba de împăratul stirilor. Pe la cetăți și sate, pe unde mâneau ei noaptea, toții conăceau și găzduiau când auzeau de numele lui Țugulea. Iar când fu într-una din dimineți, zăriră turnurile cetății unde locuia împăratul stirilor. Întinseră piciorul la drum și cât era îndeseară, ajunseră și ei la porțile cetății. A doua zi se sculară, pe ochmii se spălară, se îmbrăcară, se scuturară și pe Domnul lăudară, că le-a ajutat de-au ajuns vii și nevătămați în sat. Ce frumos! Iar povestitorul, îți dai seama ce imaginație a avut să Da, îți dai seama că trebuie să fii conectat, inspirat, da. da, conectat cu planurile divine să poți să scrii așa ceva. Spuse Țugulea tovarășilor săi pentru ce a venit, iar ei răspunseră că dacă împăratul nu va voi să-i dea fata de bunăvoie, apoi o vor lua ei cu nepusă masă, că doar nu sunt ei de florile mărului cu Țugulea vitează. După ce a dat împăratului cărțile aduse, Țugulea spuse acelui împărat. Îi spuse acelui împărat, îmi dai fata? Și împăratul spuse, sunt gata să da fata dacă îmi vei săvârși cu bine slujbele cu care am să te însărcinez, iar de nu, unde stau picioarele, îți va sta și capul să știi. Îți dau soroc până mâine să te gândești dacă te încumeți orba. Mă încumet, luminate împărate, răspunse Țugulea, poruncește. Până mâine dimineață să-mi aduci 9 cuptoare de pâine, îi porunci împăratul. Să se pune la cale coacerea lor cât mai curând, răspunse Țugulea. Hotărâră când să vie să înceapă a mânca. Se puseră și paznicii care să ia aminte. Pe seară veniseră cu toții. Apoi, uitându-se la flămândul, Țugulea zise, să te vedem, nene flămândule, ce faci tu acum? Las pe mine, răspunse acesta. Luați-vă câte o pâine ca să aveți și voi ceva gustărică. Și începu a arunca câte 10 pâini în gură și le înghiți, sfârși cuptoarele până la miezul zilei. Parcă aruncă după spate. Mai adună și condiții ce mai rămaseră de la tovară și înghiți și pe aceștia și începu să strige. Mor de foame, mor de foame! Străjerii care rămaseră ca niște bosmogei, uitându-se cum piereau pâinile, se duseră de a spune împăratului despre cele întâmplate. Se minună și împăratul, apoi zise să-i aducă 9 buzi de vin și porunci lui Țugulea să le bea până în ziua. Țugulea zise setosului, pe dânsele nenesătos, numai atât întrebă el. Trase cercile de la câteva butoi odată și pe toate le înghițea de parcă intra vinul în pământ. După ce le isprăvi, începu și la striga, mor de sete, mor de sete. Împăratul începu a se îngrijora când îi spuseră străjerii cele ce se întâmplară și începu a încălzi cuptorul cel mare cu 9 care de lemne. Dând poruncă lui Țugulea, intra în cuptor. El se uită la frigurosul și zise, a venit și vremea ta, nene mustăcilă. Cum o să vă faceți nițel cuie, clănțănindu-vă dinții, răspunsă el. Și într-adevăr, cum ajunse în cuptor, carele care erau roșii ca para focului, puseră mâna pe mustața lui cea albă, smulse câteva fire din trânsa și le aruncară în cuptor. Deodată la gura cuptorului se făcu brumă, apoi intrară în cuptor toți megeașii lui Țugulea cu dânsul împreună și începură a striga că le este frig și că degeră. Când veni împăratul și văzu, se luă de gânduri cu Țugulea ăsta cel năzdrăvan. Și cerând ei, împăratul porunci de a se mai aduce 9 care de lemne și le dete foc, dar parcă ardea pe gheață. Împăratul acela avea o pățărnică de fată slujitoare care se lua în goană cu ogari. Poruncii lui Țugulea să trimiță pe el cineva din ai săi ca împreună cu fata să se ducă la fântâna ielelor și să aducă 2 ulcioare de apă. Dacă omul său va veni înainte, îi va da pe fie sa de nevastă, iar dacă slujitoarea va veni mai înainte, să știe că pe toți megeașii lui îi va pune în țeapă și pe dânsul într-una mai sus decât toți. Țugulea primi.
Apoi, uitându-se la soțul său, cel cu pietre de moară de picioare, îi spuse: Ce zici tu, veșnicane, umflăm noi fata ori ne odihnim în vârful țepelor? Să încercăm și noi. Poate că vom lăsa frigările astea pe seama împăratului. Omul cu pietrele de picioare, însoțitorului Sugulea și fata fugătoare, porniră împreună fiecare cu câte două ulcioare și haide de vorbă ajunseră la fântâna ielelor. Aici fata umblă cu jmecherii și cum era cam nurlie, mâglinsi pe omul cu pietre de picioare și îl înduplecă să se puie cu capul în poala ei până să o mai odihni nițel și să-i caute în cap. Tot căutându-i în cap, el a dormit. Fata, cum îl văzu că a dormit bine, luă o căpățână de cal uscată ce era pe acolo alăturea și îi puse capul binișor pe dânsa. Îi vărsă ulcioarele lui și pe ale ei le luă pline și plecă la sănătoasa. Nici drumul ei, nici picioarele ei. Sugulea cu ai săi sta pe o măgură și se uita înspre locul de unde trebuia să vie cel trimis să aducă apă. Când vede pe fată unde venea, mărea venea ca vântul. Omul nu se vedea și nici nu se auzea. Atunci zise săgetătorului celui dibaci: Iată, uite, frătate, de vezi ce face megeașul nostru. Doarme cu sfărăituri, răspunse acesta cu capul pe o căpățână de cal mors și uscată. Unde întinde arcul, dădu drumul săgeții și tranc, drept în căpățâna de cal lovit, de sări cât colo de sub calul omului. Acesta odată sări în sus și ia pe fată de unde nu e. Umplu ulcioarele numai decât și apoi ca gândul porni sări în câte 10 conace deodată. Ajunse pe fată tocmai la poarta palatului și trecu pe lângă dânsa, îi sparse și ulcioarele cu pietrele de la picioarele lui. Când duse ulcioarele sus la împărat, acesta întrebă: Dar fata unde a rămas? Bine pe urmă, îi răspunse Sugulea. Ajungând și fata, mergând și dânsa la împăratul, îi spuse toată și retenia. Împăratul toată noaptea n-a putut să doarmă, frământându-se de gânduri. A doua zi, unul din sfeznici, care știa postul împăratului, veni și îi mai zise ceva. Ce să mai facă Țugulea? Plăcu împăratului sfatul și chemă pe Țugulea la dânsul. Țugulea! Sugulo, mi-ai făcut tot ce ți-am poruncit, încă o slujbă mai cer de la tine și apoi pace. Poruncește mai degrabă, împărate, căci poate să se supere împăratul ce m-a trimis cu atâta zăbavă și acesta n-aș voi să se întâmple nici în ruptul capului. Să-mi fac să nască într-o noapte 50 de femei sterpe. Ce mai treabă, zise Sugulea, să se aducă numai decât la fața locului aceste femei. Porunci împăratul de se aduse 50 de femei și le-a băgat pe fiecare în câte o cameră. Sugulea ridică ochiul către vrăjitor și zise: Arată, învățatule, ce poate toiagul tău cel plin de vrăji. Putea împăratul să dea porunci mai grele de făcut. Aceasta este o jucărie pentru mine. Și intrând în cămările femeilor, bombăni la fiecare câte ceva din gură și pe fiecare o lovi ușor cu toiagul pe spinare și apoi ieși. Una după alta, începura născură până dimineață. Când veni împăratul a doua zi și auzi orăcăitul copiilor de împuiase urechile, se luă cu mâinile de păr și plecă îndată. Când să pășească pragul porții de la aceste case ca să ducă la palatul lui, vrăjitorul îl atinse pe dânsul cu toiagul și îndată se pomeni cu câțiva boboși de rață măcăind după dânsul. O clipă. Răsplătind Eu nu mai țin minte când l-am întâlnit pe vrăjitor acesta, ceva cu inima. Da, Deci corect. problema femeilor sterpe era lipsa de dragoste. Și el era aducătorul de dragoste. Da. Deci le-a atins cu dragoste, cu iubire. Exact. Și ele au dat rodul lor din Da. stelpe, au devenit născătoare. Da. Pentru că iată că numai o femeie care iubește poate să nască. Cât Exact, adevărat. exact. Wow, cât sens Deci, ce are. înțelepciune la popor? Fantastic. Toate Da. lucrurile care discutăm noi acum se știu, de fapt. Da. Deci a dat
Le-a dat darul divin pentru că au fost atinse cu iubire și le-a dat acest dar Da, divin. și să văd o chestie, încercările nu erau împlinite sau rezolvate decât cu inversul. Da. Deci toți cei pe care i-a, cu care s-a înfrățit el pe drum, da, veneau de fapt la fiecare încercare cu inversul. Deci Exact. asta înseamnă că numai unirea opuselor este cea care rezolvă problemele. Da, că ei aduceau inversul în toate, Da. absolut toate. Da. La foc venea cu frigul, Da. ce invers mereu. La sete venea cu băutul, cu Da. destulatul de apă, la foame venea cu, da. Și așa se unesc și devin o unitate și nu mai sunt polarități. Deci asta arată de fapt că noi în viață, el înaintând aceste încercări din viață, rostul lor este să ne ducă în conștiința faptului că totul este un întreg, pentru că numai în întreg noi putem să nu avem încercări. Da. Adică când plus și minus sunt egale, atunci se opresc încercările. Păi atunci nu mai au sens că tu ai acea vedere de divinitate în tot și nu mai are rost să ți le trimită. Că tu știi că este el Da, oriunde. și dacă și asta înseamnă iubire. Deci când se unesc contrariile, noi atingem iubirea divină fără condiții. Deci, o chestie interesantă. Noi vorbim, toată lumea vorbește despre iubire și mai departe, dar dacă nu unești contrariile, nu se atinge iubirea. Corect. Concret, practic. Păi poți să Adică. iubești, tu poți să spui că iubești dacă tu critici alte aspecte, iubești numai ce-ți place, așa ce ai tu chef, soarele nu ne mângâie pe toți și ne încălzește pe toți necondiționat, nu e pe hai să-l luminezi pe ăla că e mai frumos, hai să nu, iubești orice ar fi. Da, deci asta înseamnă că atunci când ești polarizat, pe o parte sau pe alta, nu contează, vei primi mereu inversul. Da. Da? Și Deci, în momentul în care unești opusele, tu dispar ca individualitate. Tu dispari. Adică eul acela dispare și devii una cu divinul. Deci soluția este mereu de fiecare dată să nu lăsăm, să nu rămânem polarizați. Să nu vorbim dintr-o poziție din asta extremă, extremistă, da. și mereu să considerăm că în fiecare situație și inversul e valabil. În fiecare situație. De, noi când urmărim un, deci când absolutizăm o parte, un ideal, de fapt noi ne creăm un ego, un eu. Dar în momentul în care ieși inversul, se dizolvă eul. Când se dizolvă eul, înaintează Dumnezeu imediat. Deci, ca să poți să-L atingi pe Dumnezeu, nu e nevoie să te rogi sau faci liturghii sau lucruri ritualice, ci e nevoie să unești real opusele, ca să nu, ai, să nu fii polarizat. Adică, când ai unit opusele, Divinul e prezent, Și să imediat. te duci, deci în orice situație de viață, da, să iei ambele opuse și să te uiți că și este perfect așa cum este. Și unul și altul sunt Da. valabile în situația respectivă. Și Și să te. aduci, da, dacă nu poți, să aduci circumstanțe la și la ambele ca să vezi divinul de acolo. Inversul e ceea ce susții Da. tu, te să aduci circunstanțe. Până o ții în stare de pace, de liniște, și atunci ai atins divinul. Și el ți-a rezolvat, ești în divin atunci. Deci, atâta timp cât omul practică un ritual exterior, el nu face asta. El nu unește contrarii și viața lui este deznădăjduită. Pentru că nu-i Dumnezeu prezent. Ca să fie prezent, el trebuie să ia și inversul de fiecare dată. Adică să-l aducă pe Dumnezeu în situația concretă, particulară în care este. Deci în toate situații de viață, tu mereu trebuie să-l aduci pe Dumnezeu. Să nu rămâi polarizat. Adică și asta este valabil, dar și asta este valabil. Da. Hai să vedem. Și vrăjitorul, deci l-a atins cu treagul pe împărat și îndată acesta s-a pomenit cu câțiva boboși de rață mântăind după dânsul. Râseră și împărăteasa și sfernicii când văzură pe împărat cu bobocii de rață după dânsul. Iar el se înspăimântă de poznele ce le făcuse țugulea și nemaicutezând să-i mai dea vreo poruncă, hotărâ să-i dea fata.
După ce se pregătire tot ceea ce era necesar de drum, Țuculea luă pe fata împăratului și porni, petrecându-i împăratul cu toată sila lui, cu trâmbițe și cu buciume, cu tobe și cu surle, până afară din cetate. Și luându-i ziua bună de la împărat, Țuculea își cătă de drum, lăsând pe fiecare din megeașii săi pe la locurile de unde îi luase. Mergând el, băgă de seamă că fata împăratului strilor era tristă, iar dacă o întrebă care să fie pricina de stă tristă, ei răspunse: sunt în stare să-mi fac seama singură dacă voi cădea în mâna împăratului celuia ce te-a trimis după mine și nu mai lua tu de nevastă. Îi plăcu lui Țugulea vorbele astea și meseră tocmai la inimă. N-avea însă ce a face, trebuia să se ție de cuvântul ce dase celui ce l-a trimis. Pe drum văzu un vultur. Țugulea trase o săgeată din tolbă, o așeză la arc și luă la ochi. Vulturul îi zise: nu da, Țugulea viteazule, că mult bine ți-o prinde când vei fi și tu nevoie și te vei gândi la mine. Țugulea lăsă și plecă înainte. Ajungând într-o pădure mare și noptând, a rămas acolo. Făcu un foc mare și se puse a se odihni. Când fata deodată strigă speriată: ursul! Țugulea, de unde ședea, începu a țipi lângă foc, odată sărit drept în sus, puse mâna pe arș și pe paluș, cum văzu ursul, îl luă la cătare cu o săgeată. Ursul însă stătu locului și începu a striga: nu mă omorâ, Țugulea, viteazule, ci mai bine scoatem steapul ce mi-a intrat în labă, că mult bine ce prinde și eu când vreodată vei avea nevoie de mine și te vei gândi la mine. Țugulea se opri, iar după ce veni ursul la dânsul, se căzni până îi scoase steapul. Apoi îi legă la bubă și ursul plecă mormăind de unde a venit. A Deci doua a zi... observat ce face, a făcut bine la ceva care pare un dușman. Exact, da. Și încă a mai și susținut. Nu numai că l-a curățat, l-a și bandajat. L-a Nu poți să slujit. faci asta decât dacă știi că Dumnezeu e acolo. Wow! Deci a slujit acolo unde era cea mai mare frică a umanului, el a slujit ca pe Dumnezeu. Deci l-a văzut pe Dumnezeu acolo. Da. Ce frumos! Țugulea, vină și pe la noi. Să ne inspiri și pe noi, să luăm și noi de la tine. Poate se ia. Da. A doua zi de dimineață a mers toată ziua. Când era însă pe la Căpăratul soarelui, ajunse și el la împăratul cel trimisese. Cum ajunse, îi înfățișă pe fata împăratului strilor. Împăratul, cum văzu pe Țugulea, intră în grozile morții. El credea că a pierit. Apoi primi cu mare cinste pe fată și pregăti pentru dormit cămara unde dormea măsa. Lui Țugulea îi dăde și lui o cămară în palaturile împărătești. Apoi spuse împăratului tot ceea ce păți până i-a aduse fata. Peste noapte împăratul ținu un sfat. El zise sfernicilor săi: ce să cotiți boierii dumneavoastră să facem cu Țugulea ăsta? El ne-a scăpat de neaga reaua aia de zmeoaică și de ai săi. Acum nu are cum să îi vie pofta și să domnească. Și atunci ce ne facem noi? O să se verse sânge peste sânge și când în cele din urmă tot el pare mi se o să biruiască. Deci iată că împăratul știa ce urmează, na, că n-are nicio șansă. E interesant, pentru că asta înseamnă că omul smerit câștigă întotdeauna. Orice ar fi, Orice orice ar ar fi. fi, Orice ar în fi. orice Pentru că e situație. Dumnezeu cu el. Da. Deci în orice situație, exact cum ai spus tu, te ferește de glonț, te ferește de săgeată, te ferește de cutremur, de orice ar fi, pentru că Dumnezeu e cu tine, că tu ești Și ca smerit. să fie cu tine, nu trebuie să-ți cauți binele tău, ci binele celuilalt. Al tău niciodată. Deci tu să nu fii niciunde. Și nu numai că e cu tine, ci e în tine, Și este în pentru că tine, tu da. îi faci loc prin inima E o ta. problemă de loc, de spațiu, de energie Da. subtilă. Când inima ta e smerită, ai făcut loc lui Dumnezeu în ea, să fie în Dar tine. asta, în traducere, înseamnă că toate situațiile de viață se rezolvă de la sine, așa ca, nu știu cum să zic, ca Ca Duhul din o mână apă care se magică. împlinește toate dorințele. Da, ca o mână magică. Da. Nu te teme, împărate, zise sfernicul cel pismăreț. Ne curățăm noi de el numai să poruncești cuiva să-l otrăvească ori să-l puie bine. O clipă. Da. Deci, și invers, toate situațiile neplăcute, dezastroase din viața noastră, vin tocmai din faptul că noi
am căutat prea mult binele nostru. Deci noi trebuie mereu să jerfim binele nostru. Deci situația ideală este situația divină. Dumnezeu întotdeauna vine ca un slujitor în fața noastră. Și se poartă ca un slujitor. Ne slujește pe noi. Deci asta este situația regală, secundarul. Deci poziția secundară este situația regală. Și în momentul în care te comporți ca și Dumnezeu, nu ai niciun fel de grijă pentru că stai lângă arcaș. Și nu poți să fii în bătaia săgeților lui. Ia să vedem ce răspunde împăratul aici, că e un răspuns la care nu mă așteptam. Deci ăsta îi spune sfeșnicul cel pismăresc să-l curețe pe Zugulea, să poruncească cuiva să-l otrăvească sau să-l puie bine. Și apoi spuse împăratul, ce stai dumneata de vorbești? Zise, a, nu, alt sfeșnic zise, ce stai dumneata de vorbești? Cu o travă se răsplătește cel ce a făcut atâtea slujbe și ne-a scăpat de nevoia ce era pe capul nostru? Ai dreptate, răspunse un al treilea sfeșnic. Eu dau cu părerea că cinste împărătească trebuie să-i se aducă lui Țubulea, nu o travă, și să se așeze în treburile împărăției cele mai înalte și să se ridice la rangul de boier din 12. Mai ziseră unii alții una alta și nici cum nu se înțelegeau din prisma pismărețului de boier. O clipă. Da. Deci, ceea ce este menit să fie mare, spunea Eminescu, trebuie să treacă prin vânturi turbate și prin îngheț. Wow. Este o poezie postum publicat, se numește Andrei Mureșan. Deci Și acolo spune lucrurile mare. acestea. Deci, el trecând prin toate aceste încercări, a dovedit faptul că Dumnezeu este cu el, pe acest om trebuie să-l pui în frunte. Nu e cum la noi. La noi e invers. Se pun oamenii fără calități în funcțiile de răspundere și din cauza asta totul se distruge. Dar trebuie să se întâmple lucrul acesta pentru că e singura modalitate ca noi să fim desprinși. Nu ei sunt de vină, atașamentul nostru de materie trebuie să fie distrus. Și poate fi distrus numai de oameni incompetenți. Deci foarte bine ce se întâmplă. Știi ce mi-a venit acum când ai zis de Eminescu? Ce ar fi să începem să comentăm și poeziile lui? Ar fi fantastic, da. Știi cum ai simțit în inimă? Parcă zici că a coborât așa, săgeată. Puf! Așa facem. Deci o zi Eminescu. Mâine începe cu un Hai Eminescu. să începem mâine pe Eminescu. Wow, ce frumos! Da, e fantastic Și cum se... chiar cu poezia asta postum să începem. Da, ok. Bun, o pregătim pentru mâine. Bun, hai să vedem răspunsul împăratului. Eu socotez răspuns împăratul, tăindu-le cuvântul, că ar fi cu dreptul ca el să ia de nevastă pe fata împăratului stirilor ce a adus-o acum, căci el și-a pus viața în primejdie de a adus-o. Deși îmi place foarte mult de mi se scurg ochii după o așa bucățică gingașă, dacă mă lipsesc de un așa odor și las pe seama lui cum mi l-a adus, pentru că el merită. Apoi, după ce îi voi dărui împărățește pentru slujbele ce a făcut și locuitorii împărăției mele, îl poftesc ca să duce în țara lui. Astfel putem scuti pe biata sărăcime de vărsare de sânge, căci nu crez eu că un viteaz ca dânsul să se cerce a se atinge de drepturile mele rămase de la moi strămoși. Numai să întrebăm și pe fată dacă vrea să-l ia de bărbat. Deci, iată cum a lucrat Dumnezeu, pentru că Țugulea, deși o plăcea pe fată, a zis că trebuie să-și onoreze cuvântul și să o ducă la împărat să-i dea de nevastă, ca și-a promis. Deci, nu și-a făcut voia lui, deși fata i-a arătat că vrea și el ar fi vrut, dar n-a făcut voia lui. Și iată cum l-a determinat pe împărat să facă singur să-i o dea, deși îi plăcea foarte mult împăratului. Deci pare că n-are sens, că n-are logică, dar iată că este Dumnezeu acolo și se manifestă. Deci trebuie să ai toată siguranța că va fi bine. Deci nu e. De asta înseamnă credință. Dacă ca să fie bine în viață, tu trebuie să te duci în puțin, adică să se retragă eu ca să înainteze Dumnezeu. Deci Să ai iată toată că... siguranța că lucrurile vor fi bune. Deci nu este explicat ce înseamnă credință. Nu se știe ce înseamnă credință. Credință înseamnă să te lași pe tine. Să te lași pe tine în divin și atunci înaintează divinul și câștigi întotdeauna. Și iată că ceea ce îți place ție, dacă tu nu dorești și nu absolutizezi și nu te atașezi, îți va fi dăruit înapoi către tine, tocmai Corect, pentru că corect. n-ai dorit. Deci Exact. asta e Adică condiția. dorința cu voia ta, adică din aia puternică. Da.
Wow! Păi da, pentru că pui în primul rând pe Dumnezeu. Pui în primul rând pe Dumnezeu și apoi Păi dorința ta Dumnezeu trebuie înseamnă să nu fie. voia ta. Da. Dumnezeu, nu știm anumite lucruri. Hai Doamne, să... deci astea sunt niște coduri mari, niște chei. Păi dacă ai cheia asta, rezolvi totul în viață. Hai să mai luăm de la capăt ce ai spus ultima dată cu... Citește povestea încă o dată. Acolo, pasajul acela. Cu împăratul care i-a dat-o înapoi pe Da. prințesă? Da. Ce-am comentat noi acum? Eu socotez, răspuns împăratul, tăindu-le cuvântul tuturor, că ar fi cu dreptul ca el să ia de nevastă pe fata împăratului ce a adus-o acum, căci el și-a pus viața în primejdie de a adus-o. Deși îmi place foarte mult de mi se scurg ochii după o așa bucățică gingașă, dar mă lipsesc de un așa odor și las seama cui mi l-a adus. Apoi, după ce îi voi dărui împărătește pentru slujbele ce a făcut mie și locuitorilor împărăției mele, îl poftesc ca să duce în țara lui. Astfel putem scuti pe biata sărăcime de vărsare de sânge, căci nu crez eu că un viteaz ca dânsul să se cerce a se atinge de drepturile mele rămase de la mustrămoși date mie. Numai să întrebăm și pe fată dacă vrea să-l ia de bărbat. Deci iată că împăratul știa că are onoare țugulea, da? Și că nu ar face, nu i-ar trebui împărățiile lui pentru nimic în lume. Pentru că este omul smerit care nu vrea lumea. El l-a vrut doar pe Dumnezeu în toată călătoria lui. Deci, el s-a dăruit celorlalți, s-a sacrificat pe sine pentru ceilalți și nu pentru el, n-a făcut nimic pentru el. Da, dar oare ce l-a pregătit pentru asta? Vezi, l-a smerit Dumnezeu că i-a luat smeoaica vinele, nu? Și el a Exact, zărit la... și asta este foarte important de înțeles. Pe exemplu, am impresia Pavel, nu știu, Dumnezeu l-a băgat în închisoare, nu? Ca să ajungă credincios. Deci ceea ce pare că este greu, nu? De suportat, greutățile vieții sunt de fapt înălțare. Să știi că așa e. Așa e. Deci nu e nevoie să te plângi, ci să te bucuri. Eu când am venit în Eu viață am cerut să-mi dea greutăți, n-am cerut să-mi dea plăceri. Că puteam să cer. Am experimentat asta pe propria mea piele și până la 20 de ani și nu numai, să zic cam până pe la 30 de ani, cam așa am trăit. Cam așa am trăit. Uite-te, o chestie. Am venit spre viață intrând în soarele de iubire, deci prin interiorul lui. Așa am venit, am Da. coborât pe cordonul acela umbilical, pe tunelul acela și aveam legătură totală cu Divinul. Deci eu puteam să cer lui Dumnezeu, dă-mi, Doamne, bogățiile cele mai mari din lume, nu? Da. Fă-mă, Doamne, cu cele mai mari fericiri. Și nu am cerut. Deci am intrat în el, aveam legătură cu el totală, puteam să cer orice și nu i-am cerut. Păi cum să cer? Că sufletul tău știa tot. Ce să mai Păi cer? Că tu da, te n-am afli cerut nimic din toate astea pe care în toată lumea le soarele vrea. de iubire. Ce să-ți mai trebuie Am să cerut să cer? fiu propădit. Da. Și propădit sunt. Ești un prăpădit divin. Ca toată lumea. Da, corect. Da, mergem mai departe. Înțelepțește ai greit, împărate, răspunsă cea mai mare parte din selnici și judecata măriei tale va fi plăcută și lui Dumnezeu. Iată ce frumos! A doua zi împăratul chemă pe Țugulea și pe fata de împărat în divanul cel mare și le spuse ce a găsit cu cale la sfatul împărătesc. Fata împăratului răspunse, să-ți dea Dumnezeu ani mulți împărate și să domnești cu pace. Așa mi se pare și mie a fi dreptatea. Eu însă mi-era să ți-o spui, dacă n-ai fi voit să o cunoști. Când o împărăție are parte de un stăpânitor atât de drept și nepătrunitor, fericirea de noroadele din împărăția aceea așa va fi. Văzui și eu, împărate, o judecată dreaptă în viața mea, zise și Țugulea. Și fiindcă tu îmi dai fericirea, brațul meu este închinat împărăției tale. O Când va fi... clipă. Da. Deci, toate încercările pe care a trecut Țugulea acolo dovedeau faptul că am impresia că împăratul este chiar divinul, care îi dă încercări ca să-l Da. perfecționeze, să-i crească calitățile interioare și mai mult. Știa că atunci când le va trece pe toate, poate să aibă încredere în el și nu poate să-l trădeze niciodată. Deci din cauza asta i-a dat încercările, ca să poată să-l Exact. verifice dacă merită să fie pe poziție de împărat. Și
Nu. Uite, am intrat într-un fel de lapsus acum. Nu te mai lasă să spui. Nu mai pot să spun nimic. Într-o stare de liniște. Deci, starea cea mai înaltă se obține printr-o învingere, să te învingi pe tine, să-ți învingi limitele, comoditățile, să nu faci nimic pentru tine, să faci tot, adică printr-o dăruire totală, așa se poate obține cele mai înalte fericiri. Deci fericirea maximă se obține dedicându-ți viața celorlalți, nu pentru tine, nimic pentru Da. tine, că ăla este iadul. Deci proporțional, îți spun, cu cât casa e mai mare și mai frumoasă, are mai mulți bani și o mașină mai frumoasă, cât are mai multe fericiri ale lumii, cu atât nu mai poate să urce. Deci cu cât nu are mai nimic, cu atât este mai sus. Da, el avea această țugulă, ca și celelalte personaje de poveste, atinsese acest nivel al îngăduinței maxime și nu mai erau atașați. Deci acest nivel, când nu mai ești atașat, atunci ți se dă tot ceea ce visezi. Pentru că nu se mai poate face rău. Nefiind atașat, nu te mai afectează Da. nimic. Hai să vedem mai departe ce s-a mai întâmplat. Când o cădea vreo pacoste pe capul norodului tău, gândește-te că este pe lume un țugulea care va fi gata a-și vărsa sângele pentru tine și pentru țara ta, împărate. Apoi țugulea, după ce primi și dărui, fii atent, după ce primi și dărui împărăției, deci iată că a primit și a dăruit, ce frumos spune aici, peste câteva zile porni cu logodnica lui, gândul îi fu să meargă de a-și vedea părinții și într-acolo porni. Când a plecat țugulea de la curtea împărătească, împăratul cu al lui l-a petrecut cu cinste împărătească până la hotar și despărțindu-se, își luară ziua bună unii de la ceilalți. Batea și țugulea parcă zburau, iar nu mergeau de bucurie că le împlinise Dumnezeu dorința. Și mergând, ajunseră la locul de întâlnire cu frații săi, pe când soarele era mâna crucii. Când văzură frații săi pe țugulea podlogonică mai frumoasă decât florile și mai albă decât spuma laptelui, îi puseră gând rău. O Până clipă. în... Da. Deci, ea a îndeplinit dorința. Deci, ți se îndeplinesc dorințele numai în momentul în care tu te dorești complet celorlalți și tu dispari. Nu te mai vezi niciunde. Da. Și iată că după ce i-a îndeplinit dorința, i-a mai dat provocări să-l testeze, să vedem, ieși până la capăt? Hai să vedem ce se întâmplă. Bun. Până nu se culca, ei se furișoară de țugulea, se dară mai cât colea și începură a plănui cum să facă să scape de dânsul. Noi acum o să fim de râs în tot satul, pe lângă fratele nostru, zise cel mijlociu. Să răpunem pe Țugulea, zise fratele cel mare, tu să iei capul și eu iau nevasta. Cum plănuiră, așa și făcură. Peste noapte se sculară și cu o mână tremurătoare taie pe Țugulea. Îi ia fata și calul și ruptă de-a fuga și fuși până ce se crăpă de ziua, erau aproape de satul lor. Fata unde se pusese pe un plân și nu o putură mânghia cu niciun chip. Nu suntem înțeleși, îi ziseră frații, să știi că te omorâm și pe tine dacă ne vei spune că noi am ucis pe Țugulea. Ajunseră la părinții lui. Când auziră părinții lui Țugulea că a fost ucis într-o bătaie cu niște zmei, după cum îi spuseseră frații, plângeau și lemnele și pietrele de mila lor. Nu puteau ei face să li se usuce lacrimile de ochi, ferească Dumnezeu, și se tânguiau și se boceau de nu se mai puteau astâmpăra. Fata plângea și ea, biet înfundată, căci nu puteza să dea grai din gura ei. Țugulea scăpase cu o scânteie de viață, căci frații nu l-o omorâseră de tot. Când a fost dat ei cu sabia în el, le-a tremurat mâna de frică și nu i-au retezat capul. El, vinindu-și nițel în simțiri și neputându-se a se scula, a început a geme de durere și urgie mai cu seamă când văzu că nu era lângă dânsul nici fata, nici calul său. Și gândindu-se la tristețea lui și la biata fată pentru care nu știa ce o să pață, ea din mâna fraților săi își aduse aminte de vultur și de urs. Nu trecu mult și se pomeni cu vulturul la capul lui.
Și când îi spuse ce a pățit, odată auzi prin pădure glasul ursului: mor, mor, mor. Venea nene ursul de duduia pădurea, trosneau uscăturile pe unde călca și răpăiau ramurile pe unde Venea la trecea. momentul potrivit. Deci ajutoarele vin la momentul potrivit, da. Nu, toată viața noastră este o poveste, dar ca să se întâmple lucrurile acestea, omul trebuie mereu să se dorească celuilalt până când nu se mai vede pe sine niciunde. Atunci este deja în divin. Și divinul va ocroti în rai. Și divinul va ocroti în toate. Deci asta este, este secretul. Și atunci, fiind Dumnezeu cu tine și în tine, atunci vine și ursul și ei n-au mai avut curajul să-i taie capul. Deci toate Da. lucrurile se întâmplă pentru că I-a tu ai tremurat, divinitate. i-a tremurat mâna. Da, ai divinitate în tine. Da, așa e și în situațiile de viață, Marius, pentru că eu am fost pusă în de-a lungul vieții mele, am fost dusă în niște situații atât de extreme încât simțeam, ca să dau un exemplu metaforic, că am ajuns la fundul oceanului și numai când ajungeam la fundul oceanului, parcă o mână divină mă lua și mă ducea în cerul cel mai înalt. Dintr-o dată, deci dintr-o dată, când ziceam că nu mai pot. Îmi veneau oameni, situații de viață și dintr-o dată, de pe o secundă pe alta, se schimba situația la 90 de grade. Și n-am experimentat asta de mai multe ori, dar am fost dusă până în punctul cel mai critic, până în Deci ultimul. noi, fiind o ființă comună, nu avem voie să trăim viața pentru noi. Trebuie să trăim viața pentru ceilalți. Da. E viața lor, viața tuturor. Noi nu suntem o ființă izolată. Da. Individualistă. Hai să vedem ce a făcut vulturul. Vulturul cât pe aceea era să era sănătoasă când a văzut ursul, dar dacă văzu că și ursul vine în ajutorul lui Țugulea, se lăsă din zbor și iarăși stă lângă dânsul. Abia mai putea Țugulea să spună și ursului ce a pățit. Apoi cu glas stins, ceru nițică apă. Vulturul se repezi la fântână și aduse apă în gușa sa. Până atunci zise ursului să-i pipăie rănile, fiindcă el nu era cârnic, și să-i așeze toate usucioarele la loc de vor fi zdrobite. Cum îi aduse apă, Țugulea bău. Ursul zise vulturului: ce vom face acum și noi pentru binefăcătorul nostru ca să nu lăsăm să moară? Să-mi cauți două ciurtele, răspunse vulturul, și să mi le legi de picioare și mă voi duce ca gândul să aduc leacuri pentru Țugulea de la apa Iordanului, unde sunt două fântâni, una cu apă vie și una cu apă moartă, căci el ne-a făcut atât de mult bine. Căută ursul ciurtelele, le legă de picioarele vulturului și acesta zbură ca vântul înspre apa Iordanului și se întoarse ca gândul. Ursul nu se mișcă de la capul lui Țugulea. Cum veni vulturul, turnă ursul apa moartă și peste toate rănile începu să se închege carnea. Turnă apă de două ori, de trei ori, apoi apă vie și se vindecă. Țugulea, din toate metehnele sale, rămânând cum l-a făcut măsa, sănătos și întreg. Văzându-se Țugulea voinic ca și mai înainte, mulțumim vulturului și ursului și apoi le zise: eu văd că m-ați iubit mai mult decât frații mei. Nu mai am nimic pe lume acum. De azi înainte voi trăi și eu cu voi ca niște frați. Primim bucuros, răspunse vulturul, dar cum vei putea tu trăi departe de iubita ta și de neamul tău? Dacă nu este cu putință, mai zise Țugulea, să-ți dai cuvântul cu miere, răspunse ursul, dar dacă trebuie să fie cu putință, vulturul se va duce ca ștafetar să afle ce este de la frații tăi. Eu voi ședea cu tine și când va veni vremea cu prilej, vei merge să-ți iei soția de voiești, vom fi concerți și frații tăi. Bune sunt povestirile acestea, spuse Țugulea. Se duse dară vulturul, află toate întâmplările și se întoarse de spuse lui Țugulea ca să facă ce o face cât mai curând, căci pe fată o silesc cu toții și cu totul să ia de bărbat pe unul din frații săi. Cu gând că Țugulea este mort. Cum auzi Țugulea, porni cu tovarășii lui vulturul și ursul și peste câteva zile ajunseră aproape de casa lor. Așteptară până se înseră și se duse direct pe întuneric în curte. Intră în curte și ursul începu să mormăie. Frații ieșiră afară speriați și se duseră la urs. Ursul coti și se întoarse lângă Țugulea. Între acestea, fata îi luă armele de unde le puseseră frații și îi întâmpină pe Țugulea cu ele.
iar vârtulul se reprezi la coșar, unde era calul lui Țugulea, care tot nechezea, că îl recunoscuse și dezlegă căpostul cu ciocul și el veni lângă stăpânul său. Ursul și vulturul își luaseră rămas bun și după ce îl văzură înarmat, plecară zicându-i să se păzească de a nu cădea în capcan. După plecarea lor, Țugulea intră în casă la părinți. Ei nu mai cunoșteau, dar fata cu lacrimile și roaie pe obraz le povesti adevărata istorie a omorârii lui Țugulea. Frații lui Țugulea aduseră pe toți megieșii, zicând că a intrat ursul în sat. Când veniră și văzură pe Țugulea, rămaseră ca bătuți de Dumnezeu. Calul lui Țugulea sări și omorâ pe amândoi cu picioarele sale în răbașe. Apoi veni lângă stăpânul lui cel adevărat și lăcrimă și linse mâinile. Când auziră megie și faptele cele înfăptuite de frații lui, ziseră că urgia lui Dumnezeu a căzut peste dânsii, omorându-i calul. Tocmai istorisirea părinților lui, tot ceea ce pățise în pribegia lui Țugulea, îl ajutară să spună tot ceea ce simți. Și când odată se auzi un zgomot în curte, ieșire să vadă ce este. Ce gândiți că mi-au făcut? O ceată de ostași, căpetenia ostașilor, descălecă, se apropie și dându-i niște cărți împărățești lui Subulea, își luară la revedere. Împăratul stirilor murise. Această carte ce-i adusese era adiată împăratului, căci bolnav fiind pe patul morții, i-a fost întrebat pe sfernici și pe gloatele sale pe cine să lase de împărat, pentru că nu avea alți copii. Împăratul le-a răspuns că mai vremii nu cunoaște pe nimeni decât pe Țugulea. Atunci s-a scris adiata, s-a iscălit de împărat și de toată obștea. A doua zi, Țugulea a pornit la împărăția lui cu soția și cu părinții săi. Cum a ajuns acolo, veni de știre că este ales de împărat la cetate, cel ce a scăpat de urgia zmeoaice și a fetelor și a ginerilor pe întreg poporul. Păsămite murise și împăratul de acolo și nici el nu avea urmași. Apoi Țugulea, unind amândouă împărățiile, se cunună cu fata iubita lui și făcu nuntă de seduse vestea peste tot pământul și rămase de povesti la urmașii urmașilor lor. Și domniră până ce Dumnezeu voi cu ei, iar eu încălecai pe un lemn, la bine să vă îndemn, încălecai pe un cocoș și să vă spui la moș pe groș. Ce frumos! Deci iată că a devenit împărat, deși împăratului era frică că Țugulea o să ia împărăția, până la urmă i-a dat-o el de bunăvoie. L-a făcut să fie împărat. Foarte frumoasă povestea. Superbă. Superbă, superbă și plină de coduri, de chei, să zic așa, ca fiecare poveste. Dacă mai vrei să mai adaugi ceva, Marius? Nu, nu mai e nimic de spus. Păi bine, ne vedem mâine de la 12 pe Eminescu. Eminescu, da. Da? Bine. Mulțumesc! O zi frumoasă! Pa, pa.